Ajungem la Sebastian Ghiță, l-am prins cu minciuna, sau poate nu, nu are o memorie extraordinară. Știți unde l-am prins? Zice așa, este o chestiune pe care n-a discutat-o nimeni și de asta n-aș vrea să tot revin, ați văzut că nu-i subiectul nostru, sunt alții mult mai bine informați. Ăștia cu Putin, cu SRI, cu Coldea, cu Cristoiu, noi nu intrăm în categoria asta, deci noi nu putem decât să facem niște speculațiuni pe tema asta, dar să știți că l-am prins cu ceva unde mă pricep mai bine decât ei. Fiți atenți. La începutul 2010, în februarie, am fost cu Coldea în vacanță într-o insulă exotică, între timp s-a descoperit că era vorba de Seychelles, înainte de congresul PSD. Am stat 10 zile și ne-am rugat să-l ajute pe Ponta să câștige președinția PSD. Deci la asta vorbea în Seychelles. Mă rog, Băsescu nu-l voia pe Ponta, îl prefera pe Joana sau pe Diaconescu. Dan Androni poate confirma ei, nu știu, să vedem dacă o să confirme, dacă are ținere de minte Dan Andronic. Chiar v-aș ruga pe ăștia care îl mai cunoașteți pe Dan Andronic, că nu e foarte interesant. Fiți atenți. Deci Dan Andronic poate confirma că ne-am intersectat la întoarcere, la îmbarcarea în avion în Istanbul. Da. Nu existau curse între Istanbul și Seychelles în 2010. Hăpa! Adică știți cum putea să ajungeți la Istanbul numai dacă erați proști grămadă. În sensul în care să vă fi dus din Seychelles în Dubai și din Dubai în Istanbul. Așa da. Sigur, dacă erai fraier. Dar din Seychelles nu se zbura în Istanbul în 2010. O să spuneți că nu e o chestie. Sigur, e un detaliu. Dar pe noi tocmai asta ne interesează. Deci, bag mâna în foc fața oricui. Că între Istanbul și Seychelles, eu n-am fost în Seychelles. Aproape că n-am fost nici în Istanbul, dar îmi imaginez. Și mai ales cunosc aceste chestiuni. Da? Mă pricep la uh, legăturile aeriene, la legăturile navale. Da? Mă interesează lucrurile astea mai mult decât pe turiști ăștia de ocazie. Deci nu se zbura între Istanbul și Seychelles în 2010. Această legătură aviatică nu există decât din toamna anului trecut. Interesant. Deci aici n-aș fi atât de sigur că au fost în Seychelles, la cât de proști sunt, și doi la mână n-aș fi atât de sigur că s-au întors prin Istanbul, la cât de proști sunt. Da, în afară de astea două, că am mai avut situații cu alți oameni de prin lumea fotbalului, care pretindeau că au făcut baie împreună în Seychelles și ei fuseseră de fapt în cu tot o altă insulă. Da? Sigur că nu e important. Să... Ce importanță are unde te întins la soare. Că ești în Seychelles? că ești în Maldive, că ești în Sri Lanka, că ești în Mauritius, că ești în Reunion, că ești în Comore. Evident, nu are nicio importanță. E tot în același ocean. Dar așa, doar ca să o luați uh, ca atitudine, nu se puteau întâmpla lucrurile astea atât de ușor cum le prezintă ei. Asta cu 2012 au fost cu un low cost în Toscana, ok. Asta e mai simplu. Iohannis, acum trecem la lucruri mai concrete pe care le cunosc ei mai bine decât noi, Iohannis este prizonierul col de Așa lui, lui Chioveșii. Firesc, toți sunt prizonierii tuturor, nu mai surprinde nimic. Nici o relație între unul sau altul, e logic. E frică de dosarele pe care îi le poate face doamne Iohannis și de dosarele pe care îi le pot face după ce nu va mai fi președinte. Evident. Ei le vor face și nu Traian Băsescu îi le fac, nu? Băsescu i-a băgat la pușcărie pe toți, așa spun cei care au avut rude și prieteni și care au intrat la pârnaie în regimul Băsescu, așa cum Ceaușescu le dădea salam, Băsescu i-a băgat la pușcărie. Amândouă erau false, evident. Dar ei vor face dosare după... Asta e. Pe mine mă interesează când va pleca Iohannis și să vedem unde. Va opta tot pentru Miami și de data asta? Sau să vă duce spre Saint Kitts undeva încolo? O să-i propună cineva, poate. Ajunge în Florida, dacă nu-i chiar atât de sigur în acel loc.